Bună ziua, dragii mei! Și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. O nouă etalare din care se va vedea cum mai stați cu relația de cuplu, ce mai simte persoana voastră, la ce se gândește, cum mai sunteți voi vizavi de această persoană și așa mai departe. prima carte în etalare, dragii mei, este Asul de monede. Această carte uh, vorbește fără doar și poate despre un nou început, uh, un nou început plin de stabilitate pentru voi, uh, dragii mei. Uh, se pare că această persoană, iată, în sfârșit, uh, va pune punctul pe ei. S-a gândit foarte mult la tine în ultima, în ultima perioadă uh, și a pus ordine în viață. Uh, a văzut că nu poate să stea fără uh, să se gândească la tine, a, vă, a văzut cât de dor este de persoana ta uh, și uh, a luat niște decizii. Niște decizii care te privesc pe tine, vă privesc pe voi amândoi. Așadar, iată, va veni întins spre tine cu un nou început în iubire și îți promite de data aceasta foarte multă stabilitate, foarte mult confort, de ce nu, în noua relație. Pe care își propune să trăiască alături de tine la modul cel mai fericit. Următoarea carte în etalare este Luna din Arcana Majoră. Această carte vorbește despre vise care se împlinesc, visele voastre, visul vostru în legătură cu această relație. Este un vis aproape împlinit. Mai aveți un pas până acolo, un pas până când decideți că trebuie să vă vedeți amândoi, în sfârșit, să luați această decizie și să veniți unul spre celălalt. Pentru alții dintre voi, este foarte probabil să aflați dumneavoastră niște secrete în legătură cu persoana voastră sau de ce nu persoana voastră să afle niște secrete în legătură cu voi. Uh, dar uh, în mod clar aceste secrete nu vor sta între voi pentru că uh, este foarte bine definită uh, această relație, această uh, acest parteneriat între voi uh, doi s-a creionat foarte bine de la început și uh, rezistă. Uh, wow, următoarea carte în etalare este doiul de cupe, uh, dragii mei, uh, această carte vorbește despre o relație karmică între voi doi, o relație de suflete pereche, uh, relație între ființe care au venit să se întrupeze aici și acum pentru a se mai întâlni încă o dată, pentru a reînnoi un contract avut deja între ele, între aceste suflete, avut deja între ele, acum, acum foarte mult timp, în altă viață. Da, se pare că această persoană, dragul meu sau draga mea, te va contacta. Așadar, fii pregătit sau pregătită să aștepți, să aștepți, să primești aceste vești de la persoana ta, vești care te vor bucura enorm, care te vor găsi mai mult sau mai puțin pregătit sau pregătită, dar care te vor ferici în mod clar. Următoarea carte netalare, în un 10 de bâte. Această carte vorbește despre greutăți pe care le-ai avut până acum, dificultăți, piedici întâlnite în calea acestei relații sau este ca și cum toate poverile acestei relații le-ați dus până acum singur sau singură. Nu ați avut sprijinul persoanei voastre, însă iată, a sosit momentul ca această persoană să se îndrepte spre voi, să vină să ia din aceste greutăți și să le împartă cu voi. Da, este clar că v-a fost foarte greu, ați avut destul de multe de îndurat, probabil și unele probleme de comunicare, ați avut în trecut, dar toate acestea vin să se risipească odată cu această decizie a persoanei voastre de a pune punctul pe ei, de a Veni hotărât spre hotărâtă spre voi. Următoarea carte netalare este regele de cupe. O carte care arată multă stabilitate la nivel emoțional în această relație voastră. Este clar că acest lucru v-ați dorit amândoi. V-ați dorit uh, să aveți parte în primul rând de această relație și v-ați dorit ca această relație să fie una împlinită, una uh, destinată norocului, destinată fericirii maxime uh, de a trăi în doi așa cum se cuvine. Uh. Și următoarea carte netalare, un 5 de băte. Uh, da Carte care vorbește despre uh, o anumită dezorganizare la nivelul ideilor sau uh, uh, al sentimentelor voastre. Uh, se pare că aveți parte de un conflict uh, uh, la nivelul acesta, uh, foarte probabil din cauza celor greutăți pe care le-ați resimțit multă vreme în viața voastră. Până când această persoană să-și facă apariția din nou lângă voi, dar iată, această persoană va veni lângă voi și vă va oferi alinare, vă va oferi liniștea de care aveți nevoie. Să lămurim puțin cărțile. Asul de monede cu șasele de cupe, da, aveți parte de un nou început început în care stați pur și simplu și depănați amintiri împreună cu persoana dragă, amintiri dragi vouă, în legătură cu un trecut pe care l-ați petrecut împreună, împreună sau separat, de ce nu, sunt amintiri pe care le depănați, pe care le împărtășiți unul cu celălalt și de care vă bucurați împreună, pentru că, iată, ele rememorează un timp care a trecut, dar și un timp al fericirii maxime împreună. Următoarea carte netalare, Împăratul alături de Luna, se pare că, da, primiți uh, niște vești în legătură cu persoana voastră uh, și acest lucru vă face să vă simțiți uh, tot mai puternic, uh, tot mai, uh, a tot puternic în viața voastră. Uh, este clar că dumneavoastră sunteți creatorul propriei existențe. Uh, este poate pentru prima oară când puneți punctul pe I în legătură cu această relație, în legătură cu viața voastră și vreți să o luați de la început, de la zero. Doiul de cupe cu acest 5 de pentagrame, veniți să vă întâlniți, veniți să recuperați timpul pierdut, timpul acela în care ați tot stat și. V-a fost doar unul de celălalt. Iată că acum aveți parte de un timp pe care să-l petreceți împreună și în care să vă amintiți poate și de acele momente petrecute de, unii, de unul singur sau de una singură, momente în care va a fost greu și este clar că împărtășiți aceste sentimente de și aceste sentimente de disconfort pe care le-ați trăit. Regina de monede, alături de 10 de bute este clar un nou început între voi, un început, o nouă oportunitate în viața voastră, în dragoste pentru cei mai mulți dintre voi sau în viață, de ce nu, o oportunitate din care veți avea numai de câștigat. Regele de cupe, alături de Marea Preoteasă, o relație plină de stabilitate, spuneam, în care nu vă lăsați deoparte interiorul. Se pare că viața voastră spirituală niciodată n-a fost mai tumultoasă și mai bogată decât acum. Și este normal, este firesc, pentru că în momentul vostru de împlinire, în visul vostru pe care vi l-ați dorit foarte mult în viața voastră, este normal ca această spiritualitate să uh, renască mai mult, uh, mai puternic ca puternică ca niciodată uh, pentru voi. Și nu în ultimul rând, acest 5 de bute cu 6 de bute, se întâmplă o victorie, un succes extraordinar de care aveți parte, dragii mei, în viața voastră. Și este clar că acest succes este tocmai această întâlnire dintre voi doi, această șansă unică de care aveți parte și de care vă bucurați în sfârșit împreună. Uh, mai departe să vedem oracolul îndrăgostiților, ce mesaj are pentru voi azi. Iată că a căzut un mesaj. Uh, uh, lăsați să fie apropiere între voi, dar întotdeauna dați, dați, -vă, dați celuilalt și spațiu. Pentru că dragostea niciodată nu cere, uh, Pur și simplu, îngăduie și dăruiește. Da, este un mesaj important pe care îl avem de recepționat în aceste momente, iată, pentru că, în mod clar, persoana de lângă voi are nevoie și de spațiu, exact cum și dumneavoastră simțiți nevoia din când în când să fiți singuri cu propria persoană. Acest lucru nu trebuie să ne dea de gândit, este un lucru firesc care reclamă maturitate în gândire și reciprocitate. Cam asta a fost, dragii mei, cu etalarea de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!